Salutare lumea și bine v-am regăsit la un nou episod din The Crew. Înainte de a începe, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place ceea ce fac și mă susțineți în continuare. Și da, ăsta e un halat. Abia ce am ieșit de la duș și e așa pufos și cald și tot giugiuc. Bun, mâine la ora 8, sâmbătă. Da, sâmbătă, live la ora 8. Sau probabil o să-l încep ceva mai de dimineață. Nu știu, mai devreme, nu mai de dimineața, lol. Ce vreau să fac episodul acesta? Să mergem, am văzut că am 58.000 de bănuți. Mamă, de-abia iau curbe ca asta, da? Și vreau să mergem să cumpărăm ceva mașină, dar cred că mi se aude microfonul mai încet decât normal. Imediat verific. Adică, pur și simplu, am așa o senzație, că nu se aude ca înainte. Ok. Era la jumate. Acum cred că vă rup un pic urechile, dar e ok. Dăm așa, cablu așa. Și totul giugiuc, marinic în halat. Oh, da. Văd ce bine stau. Mă deranjează... Mă deranjează la spate. Imediat o scoatem chestia asta. Zici că... Nu știu. Zici că da. Bun, hai că am dat-o. Băi, se... Op. Oh, da. Hai să vedem, pe mapă până găsim shop-ul ăla unde o fi el, pe aici prin Detroit. Detroit. Asta aici, nu? Car dealer. Da, e, dau. De fapt, dăm waypoint și mergem așa, trca. Mă, se apropie sfârșitul lunii și știți că la fiecare sfârșit de lună dăm câte un cuțit din CSGO. Și o să trebuiască să mă apuc să-l fac și domn după cel mai activ abonat, nu știu, vedem noi cum facem și chestii, trestii. Mă, dacă aveți ceva desene de care le-ați făcut, știu și eu, puteți să le trimiteți dacă vreți, lăsați un mesaj pe Skype și vă dau adresa și chestii. Oricum, le găsiți pe Facebook, deci nu e cine știe ce. Dar aștept să vină mascați acum peste mine. Vorba bine. Și... nu prea mai am așa ce să vă anunț. Apropo, am filmat mai multe în caz de o să ziceți Bătrex, mai schimbă tricou. Mapstron Subs, am filmat vreo 4 episoade unul după altul, deoarece eram ceva genul ăla hype. Și vreau să mă joc cât mai multe, știi? Și mi s-a părut destul de șmecher. Mamă, ce frezucă am. Da, am părul mai blond de fel, nu știi, ciudățel. Am venit, o să mă vopsesc, cred că, înapoi. Nimă, vedeți, început de chelie, mă. De fapt, nu e început de chelie, aici am păr, dar e blond. Fuck. No, n-aș fi avut să ai așa părul mai blondăriu. Blondăriu, what the fuck. Am venit, o să mă fac negru înapoi. Probabil, 49 de kilometri. 48. Ah, merge relativ rapid. Gabori, ieșiți, n-am volanul, nu prea îl mai folosesc, deoarece nu prea mă mai joc jocuri, uată, ieșeam prin parbriz, deoarece nu prea mă mai joc jocuri cu mașini și totuși azi mi-am descărcat Euro Truck Simulator 2, o să mă joc multiplayer, știți că am avut o serie acum foarte, foarte mult timp și l-am luat, m-am jucat, cred că 10 minute și am ieșit. Bun. Dacă nu am mușit. Vreau să cumpăr ceva mașină, nu știu. M-am plictis de astea pe care le am și vreau ceva nou, să zic. Bă, dar de-abia ajunge, mă, acolo. Ce ești, bun? 4 km într-un minut, mă? E greu, tati. 44. Nici merg cu 300 la oră, 330. Ok, o să-mi pierd toată viteza. E nașpa că în jocul ăsta nu prea poți să faci drifturi. Bine, puteam pe zăpadă. Am o mașină ceva mai puternic, mă. Ia, hai să vedem. Stai că aici se umblă cu mouse-ul. Nu, mobil garaj. Care e ce mai puternic? Dodge Viper 1000. Aha, dar e viața mult mai puțină. În fine, hai, o luăm pe asta. Asta are botul ăla mare. Ce urât ai mâncat. Da.
Păi pentru calitate mai bună nu uitați să bifați acolo 720 pe 60 FPS. Apropo, a zis cineva că am o problemă cu web-ul și cu sunetul, gen web-ul e puțin în urmă, nu? Aia nu e de la mine, este de la tine. Sau dacă aveți problema asta, să știți, nu este de la mine, web-ul merge foarte, foarte ok. Știu că înainte avea problema asta OBS-ul în sine, dar au făcut ceva update și au rezolvat-o și nu mai văd nimic în față. Cum să nu vezi nimic în față? No, îți alegi mașina asta și acum trebuie să mă ghidez după mapă. Încerc. Da. Da, ok. Dar omul nu pune și el frână. Nu există frână în acest joc pentru Marian. Marian frânătătorul. Aia asta e să mai întâmplă. Bă. Dă-i viteză, bă, tată, să-i sară capota de pe ea, mă. E cam greu să văd. Nu, da, altă, dar e foarte greu să văd. Eram sigur că am greșit drumul iară. Băi, mă gândeam să închid seria asta, știți? Și mai bag Rust, adică nu bag Rust, l-au cam stricat în ultimele update-uri. Mă refer la faptul să intru pe el să văd dacă se mai poate filma, dacă se poate filma să continui seria până undeva la 50 de episoade, după care să achiziționez alt joc survival, să ne jucăm tot așa, dacă merge bine și vă place și vouă 30-40 de episoade. După alt joc, mă gândesc undeva, înainte aveam problemă cu placa video pentru Eden, nu, pentru Grav și mai unul Eden Star. Și mă gândesc undeva la Grav să-l iau pe ăla să ne jucăm. Nu știu, e tot survival, numai că e așa mai futuristic, cu chestii din viitor, cu superputeri, cu chestii de-astea, știți? Adică, dar tot survival, strângi resurse, îți construiești tu pe acolo, te bat alții și chestii de genul. Mă, e așa, înainte aveam probleme cu placa video, gen mergea jocul. Adică, ducea placa. Nu am testat, dar așa, după mine și alte jocuri care am mai jucat de pe placa aia. Era un GTX 460, dar era de 1 giga și asta era o problemă destul de mare. Bine, 1 giga, 256 de bits pe DDR5. Era o foarte ok placa video. Numai că, pentru vremea ei, era veche de 4 ani. 5, aproape. Și încă mă jucam pe ea, m-am jucat Watch Dogs, m-am jucat o grămadă pe ea. Care Watch Dogs nu e deloc configurat bine. În fine, mă gândeam să-l cumpăr și pe ăla, să mă joc eu așa pentru mine. Adică, băi, v-am plictisit de astea care mă joc doar când filmez. Eu, mare parte, mă joc doar când filmez. Faction, ce mai intru o oră, două pe zi maxim, așa să mă joc. În rest, nu prea mă joc și vreau să-mi cumpăr ceva joculețe, știți? Sau aș putea să le joc pe astea care le-am acum, care nici măcar nu le-am deschis din cutie vreodată, doar le-am cumpărat, că să fie acolo, știi? Hai că mâncai parbrizul, nene! Cât mai avem? 30 de kilometri! Mamă, mamă, mamă! Se vede checkpoint-ul? A, nu, e un stâlp. Cred că e checkpoint-ul meu ăla. Bă, am o mașină, dar o știți bine, abonații noi care nu sunt așa de mult pe live-uri, nu știu mașina care mă disperă pe mine. Bine, e un serial care îmi place foarte mult. Sunt obsedat de serialul ăla. Și am găsit mașina care o au tipii ăia. Probabil dacă vedeți mașina o să cunoașteți serialul imediat. Și tipii ăia au mașina asta, identică, și am băgat bani reali ca să o cumpăr, deoarece e foarte șmecheră. O știți? O știți, mă? Zi-mă, o știți? Hai, șmecheră, bă! Na, probabil știți serialul, după mașină. Mașina asta face totul. Bine, și zombie, și vampiri, și vrăjitoarele, și toate cele pe acolo. E super mașina. Și îmi place că e același model, bă, e identic, tot, numai că, bă, eram așa supărat, îmi venea să-mi fac alt cont, să o cumpăr din nou, deoarece, vedeți voi, mi-a băgat spoilerul ăla, bă, de căcat, când am dat să o tuneze, no, bou și eu,
Și nu pot să-l scot, mă, nu pot să-l scot deloc. Și mă enervează, îi stric aspectul ăla de clasic, știi? Pom de drum, pacile. Nici șmechere e. Ni. Au tăiat, tati. Mașina adevărată. Am văzut odată una de-astea pe OLX, bine, dar nu... Nu tot asta din 67, n-ai bă. Un Ford Mustang. Ceva 4000 de euro era. Era destul de șmecher. În fine, na. Ăsta e Chevrolet Impala. Din câte știu. Din 67. Destul de veche și mișto. Foarte șmecher. Bine, pe mine mă atrag mașinile clasice. Foarte mult. Și astea noi, nu zic că nu-mi plac, dar nu mă dau în vânt. Bă, copacul ăla a apărut de nicăieri, bă. Ok, se mai întâmplă și de astea, nu, eu nu neg, mă, știi ce zic, eu nu neg. Sau că am blocat, cam. Nu, copac, nu! Nici nu m-am mai chinuit să levit. Bă, dar de-abia virează mașina asta. Ok, o să mergem așa. E mai deschis, mai vioi, nu știu. Și asta se duce undeva la 320 prinde. Hârbulețul ăsta. Deci, ok. Relativ, mai avem 20 de kilometri am parcurs. Cât aveam? 40? În fine, am parcurs undeva la 27-28 de kilometri în 11-12 minute aproape. Adică acum o să ne mai am undeva la 8 minute, să zicem. Dar cred că dacă nici la 15 minute n-am ajuns, hai să ne luăm ceva rapid ca să ajungem rapid. Chevrolet Impala Sport Sedan. Mergem cu asta rapid. Asta am câștigat-o. De fapt, dacă te joci de cruci și faci level 50 și mai faci câteva achievement-uri, îți dă Uplay Points. Și cu 100 de puncte de alea poți să-ți cumperi mașina asta, care e relativ super șmecheră. Mai puțin cauciucurile. Și virajele. Oricum, jocul. Imaginați-vă... cum se numesc astea? Fizicile din BIMNG. Să fie așa un joc. Adică cum se formă mașinile pe acolo. Și toate chestiile. Cu mapa din The Crew și astea, grafica cu cele din GTA 5. Și să poți să faci ce faci în GTA 5, imaginați-vă atunci un joc. Și să poți să distrugi clădiri ca în Battlefield. Mamă, era cred că cel mai awesome joc ever. Să poți să și construiești casa, era deja... Mă întreb de ce nu se apucă firmele astea mari să facă un joc ceva șmecher, ce nu e până acum, de exemplu... GTA combinat cu un joc survival, de exemplu, să poți să construiești tu chestii, nu cum e Arma 3, ceva moduri pe acolo, nu, să fac un joc ca lumea. Mie mi s-ar părea destul de șmecher. Deja am văzut că mai multe jocuri includ first person, ceea ce e un lucru foarte șmecher. Pentru cei care folosesc volane sau chiar și la tastatură când te joci. Destul de șmecher să vezi și la volan așa, știi? E șmen. Bă, ce repede pleacă mașina asta. Da, e destul de șmecher accelerația, adică uitați. Să zicem, merg cu spatele. Ok, 55 prinde maxim și săgeată față, bam, direct 60. Instant. E super șmecheră mașina. Numai că la viraj, la... No. Și viteză mare. DBA să mișcă. Da, cred că o să-mi cumpăr grav dacă nu mai merge rastul. Vreau un joc survival pe canal. Și grav chiar îmi place, l-am văzut la cineva de mult. Dar nu... Am ezitat să-l cumpăr din cauza calculatorului, deoarece nu puteam să-l filmez. Cu placa aia. Și așa, acum cred că ar merge gen... Habar n-am. Habar nici n-am vedem noi. Oricum nu e scump, e 10-15 euro sau 20, în fine. Și merită banii.
În loc să o iau așa în exterior, eu mă duceam mai mult în interior. 10 km, come on, baby! Lol, cum e? Fum, fuck, sorry. Nu! Why did you do this? Intrăm în oraș, ar putea să avem ceva, de fapt nu intrăm acum în oraș. În fine, în oraș de obicei am puțin lag. Am totul la maxim. Aproape. Da, jocul ăsta nu e prea realist cu bușiturile. Ați observat și voi, probabil, că te da așa într-o parte când intri într-o mașină. Nu te las acolo să fii zbit în ea, știi? Dar destul de nasol. Nu pot să fac... A, uitați, ați văzut. M-a dat așa într-o parte. Mamă, bă, ce se duce, bă. First person, jucăm pașilea. Uhuhuhu, fuck! Dai, bă! 370-380. Maxim am prins 397 sau mi se pare că 403. Una din astea două nu mai țin. Minte! Fuck! Și am pierdut toată viteza noastră. Uite pe asta, uite pe asta! Uhuhuhu! Nu! Urăsc astea când te bag automat. Mamă, nu suport, trebuia să le scot. Hai să încerc să-l fac măcar. E, nu. Ok, am pierdut două deja. A, bravo, mă, tată. Bine că te bagi tu să-mi strici mie aici, nu? Haida, măcar gold-ul, bă, vreau gold-ul. Și așa, am platină pe mașina asta, nu mă mai ajută. Erau de level 2. Erau de fucking level 2. Ce să fac eu cu astea de level 2? Da, bun. Drumurile noastre toate, ce frânare nebună. Mare motor în spate, nu. De ce am zis chestia asta de moment ce are ditai botul? Da, pe aici am puțin leguț. Dar e ok, 700 metri, 800. Invers. Nu. Uite, o luăm așa. Încet, tati, încet. Ținem așa 150 maxim prin oraș. Who cares, motherfucker? Pe unde intru aici? No, bă, pe... Aha. Hai da. Hai să vedem ce mașini avem. Aici sunt mașini ieftine, dacă mă întrebați. De asta am și venit aici. Dar știu că puteam să dau direct fast travel, dar... Ne-am mai plimbat, ne-am mai distrat, ne-am mai bușit. Skip. Skip, motherfucker. Asta e prea scurtă ca să ne uităm la alea. 75.000. Mmm, ce șmechere. Doar 4 euro. Nu, no, cred că merg undeva pe hârbul ăsta sau hârbul ăsta. Dar uite, stai, mă, că pot să văd eu ce mașini mai sunt așa ieftinache, om. Aș fi. Owned, 2 euro, 2 euro, 2 euro, 20, 20. 20, scump. 3 euro. No, și dai ce-ți dai astea, scumpe sau cu bani. Ford Focus. Hai să zicem. Să zicem. Ce chestie. Oh yeah. Marnică e pe val. Interesting. Nici nu mă mai uit. O cumpăr direct. Trebuie să fie șmecher, doar e Ford Focus. Știți, știți ce zic? Se zice marinică. 9.000 mă costă mai am 42.000. Circuit. Hai să te fac de circuit. 21.000. Nu am pentru o mașină. Să vedem ce avem. Ce avem frumos. Select circuit kit. 31.000, parcă era 20.
Și strico acum, hai strico, fă o urâtă, că așa faceți voi în joculețul ăsta. Navetă spațială! Lol. Hai, hai să vedem, hai să vedem ce știi și în stare, dragă. Te duce? Rezisti? Mucmarnica. Ba, am jucat pe window. Da. Da. Da, mă, bine, las. Uhuhu, cum pleacă nebuna! Cât prinde maxim cu spatele? Oh! 94 ai la altă prinde. Ia. Hai să vedem cum se duce în față. 60 instant. Interiorul? Interiorul ăsta de dorit. Nu suport. Nu suport mașinile care li se văd volanul atâta. Mamă, nu le suport deloc. Așa da, uite așa îmi place. Așa e mai ok. Bă, dar cât apar brizoare, acum am remarcat. Cât apar brizul. Uite, lăsăm camera așa. Hai mă, că pare destul de șmecheră mașina. Ușor de controlat. Micuță. Mamă, bă, dar te stricuri imediat pacia. 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 Bă, ce șmecheră e, lol. Nu, no, dacă am avut numai hardughii de alea imense, asta mi se pare lux. Bă. Da, e super șmecheră mașina. Ohoho, și încă cum? Da, mă, și-a meritat fiecare bănuț. Hai să vedem cum e să conduc din third person. Ok. I'm not even mad. E șmecher, bă, mașina, bă. Ce claxon are? Ce claxon e din jocul ăsta? Pă Z, mă! Cum, mă? De ce ai claxonat pe Z? Claxona. Claxon. Claxon. 2015. Băi, super șmecher mașinuța. No, deci, dacă vreți mașinuțe mișto, o să vă plimbați în The Crew și n-aveți foarte mulți bani, luați-vă un Ford Focus, e super șmecher. Fiabil, micuț, drăguț. Puțin cam prost la viraje. Când îl accelerezi. Da, dacă l-accelerezi în viraje, n-ai ce să-i faci, poți să-l arunci în la gunoi. Ce smooth e! Hai mă, că și mie chiar că a băgat YouTube-ul opțiunea asta 60 FPS. Se văd așa, smooth clipurile, observ. Cred, no, cel puțin astea cu mașini. Adică așa ar trebui. Uite că am văzut ceva ce nu mi-a plăcut. What? Cum vine chestia asta? A, pur și simplu acolo se vede roata. Bă, e super șmecher mașina, eu n-am ce zice. Dar, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne vedem mâine la ora 7 dimineața cu un clip nou. La ora 3 și la ora 8 seara live. Oh, s-au înroșit plăcuțele de frână. Da, se poate chestia asta. Poți să le faci să strălucească ca lumea, gen. Nu, nu pot la asta. N-are accelerația destul de mare. Ce șmecheră e! Lol, da. Țin și frâna și accelerația în același timp. No, și rezultatul, cauciuace șmechere.
Roți șmechere, de fapt. Ce șmecher arată, lol. Bun, mă, deci counter a fost baftă! Mărnică, halat! Vă urează o zi bună, o seară bună, tot aia. Pa!